miercuri, aproape de miezul nopții, femeile le-au chemat pe asistent, pentru că una dintre colegele lor de salon se simțea foarte rău și le-au spus că ar avea nevoie de o mască de oxigen. Pacientele susțin că una dintre angajatele spitalului a răspuns că bolnava este nebună și se preface. Am spus că are gâz în cap, lăsați-o că are gâz în cap. Despre cine spunea că are gâz în cap? Bolnava, când i-au spus să aducă oxigen. Nu știu dacă m-a anunțat pe domnul doctor de gardă sau cine a fi fost de gardă, că nu știm și n-am văzut de gardă pe nimeni. Femeia în vârstă de 64 de ani a murit în scurt timp. Colegele de salon i-au aprins o lumânare și l-au chemat din nou pe asistente. Să cărăm noi cadavrul de aici, dacă nu ne place, stăm cu dânsul. Luați pe eu trașpuneți mortul și-l carați de aici, dar un să-l care. Pacientele au vegheat-o pe femeia moartă până joi la prânz, când trupul acesteia a fost luat din salon. Chiar și atunci, pentru a putea fi dus la secția de pneumoftiziologie la morga spitalului, cale de 500 de metri, a fost nevoie de o mașină particulară. Acest eveniment total neplăcut comportă mai multe aspecte, de neglijență profesională pe de o parte, de indolență pe de altă parte. Cazul va fi discutat în Comisia de Disciplină a Spitalului Județean din Suceava.